În urma deciziei definitive a Curții de Apel Cluj de a anula hotărârea prin care Consiliul Local Pojorât a pus la dispoziție Consiliului Județean Suceava terenul de 9 hectare pentru construcția gropii de gunoi din pasul Mestecăniș, Asociația Biosilva consideră că lucrările de construcție a depozitului de deșeuri trebuie să înceteze de urgență și că se impune organizarea unei dezbateri publice pentru găsirea de noi soluții pentru gestionarea deșeurilor din județul Suceava, la care se participe reprezentanții Consiliului Județean, ai Agenției pentru Protecția Mediului, ai Direcției de Sănătate Publică și ai altor instituții implicate, specialiști în domeniul mediului, precum și reprezentanții ONG-urilor de mediu și cetățeni din județul Suceava. Totodată este absolut necesar ca cei care au aprobat și au decis că amplasarea gropii de gunoi în vârful Mestecănișului este o soluție corectă să răspundă public în fața cetățenilor care au ieșit în stradă în vara anului 2015 pentru stoparea construcției acestei gropi de gunoi și care au semnat petiții în acest sens, dar și în fața oamenilor legii care ar trebui să se autosesizeze și să verifice dacă în acest caz nu s-au comis infracțiuni, având în vedere că cea mai mare parte a banilor publici primiți pentru implementarea proiectului Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor în județul Suceava, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu, au fost cheltuiți fără rost. În primul rând, cred că decizia amplasării acestei gropi de gunoi în vârful pasului Mestecăniș a fost foarte proastă și noi am contestat această decizie vehement în ultima perioadă, în special anul trecut, când ne-am implicat foarte activ în stoparea acestui proiect, acestei construcții. Și am organizat, începând cu luna mai, o dezbatere publică la care a participat atât președintele Consiliului Județean Cătălin Echifor, cât și șefii instituțiilor de mediu și de sănătate publică din Suceava. Atunci am atras atenția asupra faptului că cetățenii din zona din Valea Putnei și Comuna Pojorâta sunt foarte nemulțumiți de această groapă, dar nu numai, pentru că noi am făcut și un sondaj de opinie la nivelul județului Suceava, în care am arătat că peste 90% din cetățenii sunt de acord cu acest proiect. În această idee, președintele Consiliului Județean spunea atunci că beneficiarii reali ai acestui proiect sunt acești cetățeni care tocmai ei spun că nu sunt de acord cu proiectul. În luna iunie, de Ziua Mondială a Mediului, am organizat și acel protest în Suceava, atât pentru tăierile ilegale de păduri, dar și pentru stoparea proiectului gropii de gunoi. Și mă bucur că am aflat de curând că Curtea de Apel de la Cluj a respins acea hotărâre Consiliului Local prin care primăria din Pojorâta a dat terenul spre folosință și spre a face acest proiect Consiliului Județean. Acest lucru arată faptul că în acest moment acest proiect este în aer, practic nu cred că mai poate fi continuat. Și sper să nu poată fi continuat, pentru că, de fapt, asta se reprezintă și solicitarea noastră către Consiliul Județean să vină cu propuneri de readaptarea acestui plan și a acestui proiect de sistem integrat de management al deșeurilor la nivelul județului Suceava, care trebuie implementat până la urmă, dar într-o altă locație și în alt mod, și să vină cu un set de soluții pentru reabilitarea acelei zone care a fost distrusă practic. Și am spus-o de la început că dacă se va întâmpla acest proiect să se construiască în acel loc, că tot muntele va fi distrus și tot peisajul. Sunt convins de acest lucru pentru că am fost sigur de anul trecut că dacă ne vom uni forțele, organizațiile de mediu, cetățenii din Comuna Pojorâta și toți ceilalți care au sprijinit stoparea acestui proiect, sunt convins că se poate. Și în acest moment, mai ales în acest moment, chiar cred că se pot găsi alte soluții, pentru că și președintele Consiliului Județean, Cătălin Echifor, ne-a precizat atunci și văd că a venit cu aceeași declarație ieri, că dacă există baza legală de mutare a acestui proiect de acolo, el o va face. Avem toată speranța că acest lucru se va întâmpla în acest fel.